și sunt cel mai fericit că la familia mea de dragul copiilor, că nimic nu-i mai presus pe fericirea lor. Nu știu cum au trecut anii din viața mea și sunt cel mai fericit că am familia mea de dragul copiilor, că nimic nu-i mai presus. Ia atențiune! Să fie de la moldoveanu special pentru familia lui, copiii lui, care muncește toată viața, care nu sunt vorbe false. Ce vrei tu, nașul? Bagă-mi de ăsta un pic. Bagă-mi un pic cu tine, bea un pic din ăsta. Știe lumea ce a făcut pentru copiii lui de la moldoveanu, să trăiască familia. De 3 ani Red Bull. Să-ți trăiască copiii Graus, familia ta, să trăiască ce s-a botezat Gianni, familia lui, Ciobanu, să trăiască toți invitații, așa cum s-a auzit pentru toată lumea, în mod special. Să-ți trăiască copiii, la cenă frumos pentru toată lumea. Pentru nașul mare, pentru toată formația lui Țancă, care e numărul 1, cum spune Cătălin, fratele meu, 5 milioane de la Țancă și toată orchestra pentru tine și familia ta. 7 milioane pentru familia lui, pentru copiii lui. 10 milioane din partea lui Cătălin. Așa cum să fie. Și pentru Vioara României, bineînțeles. Ho! Una! Și bine să plâng, nici nu
lumea n-a seama ce rapea mea au crescut. Și surpriza serii Nicolas, surpriza noastră, mult așteptată. Nicolas, bine ai venit, frățiorul meu. Surpriza serii. Aplauze pentru Nicolas. De la Noni, 2 milioane pentru copiii lui, 4 milioane pentru vorbele astea frumoase, care a crescut cu bucurie, 6 milioane de la Noni, pentru Mario și prințesa lor pentru Diana, care azi a câștigat-o, 9 milioane pentru cuscrul lui, 10 milioane, ți-ai luat noră. Te aștept cu arvuna. Vorbim mai târziu. Să-ți trăiască familia. Normal, vorbim în pauză. Să-ți trăiască nora, frăților meu și copiii. De la Noni, 10 milioane pentru toată masa. Mulțumim frumos. Să repetăm încă o dată vorbele astea. Pentru Noni, pentru familia lui, ursul polar, pentru nașul mare special, pentru Kraus, pentru Ciobanu, pentru Gianni, tata al copilului, pentru toți cei care aveți copii, ursul polar și toată lumea. Mă uit în ochii lor și vine să plâng. Nici nu mi-am dat seama ce repede au crescut. Și-am în suflet cea mai mare mulțumire că am cei mai buni copii, că am știut să-i cresc bine. Familia.